Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un video tutorial în care o să vorbesc despre o aplicație cu ajutorul căreia puteți să faceți o imagine multiboot sau puteți face chiar un stick multiboot. Acest video tutorial îl fac la sugestia lui Andrei. M-a întrebat cum poate face o imagine multiboot cu Windows 7 și Windows 8. Aș fi putut face video tutorial despre Magic ISO, cu ajutorul căreia puteți să faceți o imagine bootabilă, însă pașii sunt greoi, procesul este destul de dificil, trebuie să creezi o imagine ISO, să salvezi niște fișiere într-un folder, după aceea să alegi din acel folder fișierele. E destul de greu și mai e o chestie, Magic ISO nu este gratuit. Aș fi putut vorbi și despre Easy Boot, de asemenea nici aceasta nu este gratuită și pașii sunt la fel de greoi. M-am gândit să vorbesc despre o aplicație care n-a fost prezentată în România. Este vorba despre XBoot, o aplicație gratuită și foarte simplu de folosit și vă veți convinge singur de acest lucru. O să vorbesc despre XBoot în acest videotutorial și în următorul videotutorial în care o să creez un CD cu mai multe utilitare pe care ar trebui să-l aibă fiecare dintre dumneavoastră în momentul în care nu mai pornește Windows-ul, să poată recupera date, să poată devirusa acel Windows, să poată încerca să repare Windows-ul cu acele utilitare pe care le are instalate pe acel CD sau în acel stick. Haideți să începem videotutorialul nostru. Dumneavoastră mergeți în descrierea videotutorialului și apăsați acest buton Download. Veți descărca imaginea XBoot. Este incredibil de simplu de folosit și veți vedea imediat. Aveți nevoie doar de imaginea ISO ale sistemelor de operare, în cazul de astăzi Windows 7 și Windows 8. Dacă nu aveți aceste imagini ISO, le creați dintr-un CD. Voi lăsa în descriere videotutoriale despre cum anume creați imagini ISO dintr-un folder, dintr-un CD. Acum voi dezarhiva această arhivă. Această aplicație are cele patru calități care îmi plac mie. Este gratuită, este portabilă, este simplu de folosit și este foarte, foarte mică. Veți merge și veți vedea că are doar 5 mega. Dar ceea ce puteți să faceți cu ea vă va uimi și vom vedea în acest videotutorial și în cele care vor urma. Voi da dublu clic și se va deschide această fereastră. Nu voi prezenta aplicația întrucât nu prea am ce prezenta. Aici aveți un buton Download. Mergeți pe această săgetuță și de aici puteți să downloadați anumite aplicații de care aveți nevoie. Sunt prezentate pe categorii și vedeți că aveți aici mai multe aplicații antivirus pe care le puteți pune pe o imagine ISO, după aceea să le ardeți pe un CD și să vă folosiți de ele în momentul în care Windows nu mai bootează. Dar noi nu vom face acest lucru, nu vom downloada, noi vom merge în locația unde avem imagini ISO cu sistemele de operare pe care vrem să le punem în această imagine multiboot. Voi trage aici imaginea ISO pe care vreau să o pun pe această imagine multiboot. Voi apăsa această săgetuță și voi merge sus, nu cred că vedeți. Voi apăsa această săgetuță și voi căuta aici numele, dar ideal ar fi chiar dacă găsiți numele a ceea ce doriți dumneavoastră să puneți în această imagine, ar fi ideal să apăsați aici Add ISO Image Emulation. După aceea apăsați butonul Add This File și acest fișier a fost adăugat. Îi vom crea aici o categorie prin dublu clic și voi spune Windows. Categoria Windows. Aici aveți Help Text. Puteți să puneți un text pentru a ajuta pe cel care instalează Windows-ul de pe această imagine multiboot, dar în cazul nostru nu va fi nevoie, deci am pus Windows Home Premium. Voi pune acum și un Windows XP, foarte mic, este un Windows personalizat. La fel voi apăsa această săgetuță, însă voi da pagina jos pentru a vedea și dumneavoastră, și voi alege aceeași opțiune, voi apăsa butonul Add This File și voi lua Windows 8 pentru că asta a vrut Andrei. Voi apăsa aceea săgetuță și voi da Add File. Dacă vreți să denumiți din nou categoria, o puteți face și scrieți aici tot Windows. Și aici voi pune alt nume de categorie pentru a vedea ce se întâmplă. Deși este tot Windows, voi pune antivirus. El nu este un antivirus, însă vreau eu să vă arăt atunci când vom intra în mașina virtuală cum se comportă în momentul în care dumneavoastră
Veți pune aici foarte multe utilitare, foarte multe aplicații și ele vor fi grupate frumos în funcție de categoria pe care o denumiți dumneavoastră. Asta este tot ce avem de făcut deocamdată. Ați văzut cât de simplu e, nu se compară cu Magic ISO sau nu se compară nici cu EasyBoot, n-are nicio legătură. Vedeți că această imagine multiboot are 5,5 GB. Eu voi crea o imagine ISO multiboot, însă dumneavoastră puteți să creați și un USB cu condiția ca acel USB să aibă o memorie disponibilă mai mare de 5,5 GB. Eu voi crea o imagine ISO, apăs Create Image ISO, mă întreabă unde vreau să o salvez, dau Browse, imaginea mea ISO se va numi XBOT, eu o voi salva pe desktop în folderul numit XBOT. Voi da Save și îmi spune că va fi salvată în ce user Amira Desktop XBOT.iso. Dau OK și tot ce am de făcut este să aștept să se facă copierea acestor fișiere. Ați văzut cât de simplu este procesul. Luați imaginile ISO, le trageți în fereastra aplicației, aplicație care este gratuită și portabilă. După aceea, denumiți aici categoria, bineînțeles, dacă doriți acest lucru, eu am denumit două categorii, Windows și antivirus, pentru a vedea dumneavoastră în meniul boot cât de frumos sunt organizate aceste categorii. Bine, nu vom putea vedea doar cu aceste trei sisteme de operare, vom vedea în momentul în care voi face videotutorialul despre utilitare care vă sunt dumneavoastră necesare în momentul în care doriți să reparați un Windows. Veți vedea atunci despre ce este vorba. Eu voi da acest proces de copiere pe repede înainte pentru ca videotutorialul să nu dureze foarte mult, așa cum v-am obișnuit. Videotutorialele mele sunt scurte, concise, precise și foarte, foarte important, oferă informația de care dumneavoastră aveți nevoie. Am primit aici mesajul că imaginea ISO a fost creată cu succes. Vă întreabă dacă doriți să rulați această imagine ISO. De probă, dumneavoastră apăsați butonul Yes, eu voi merge în mașina virtuală și voi monta această imagine pe care o am aici, XBOT. Voi merge aici și voi căuta imaginea pe care v-am spus că o voi monta. Am montat aici în mașina virtuală imaginea noastră multiboot, voi da OK și voi da Start. Aceasta este fereastra cu care vom fi întâmpinați. Aici avem meniul multiboot al aplicației. Vedeți că aici avem categoria Windows și categoria antivirus. În categoria Windows avem Windows 7 și Windows Little. Dacă apăs pe Windows 7 Home Premium, va începe bootarea sistemului Windows 7 pe care îl am pe această imagine ISO. Eu voi închide această fereastră pentru că vedeți că butează. Dacă merg și apăs din nou la Windows și de data aceasta aleg Windows Little Super, veți vedea că butează și de pe acesta. Și acum încearcă să instaleze Windows XP după aceeași imagine multiboot. Voi închide și aici această fereastră pentru că nu vreau să instalez un Windows XP în acest moment și vă aduceți aminte că am creat această categorie antivirus unde am pus însă Windows 8. Am creat această categorie antivirus pentru a vedea dumneavoastră că în momentul în care creați mai multe categorii cu mai multe sisteme de operare sau cu mai multe utilitare în funcție de ceea ce fac fiecare dintre ele, veți vedea că aceste categorii sunt bine ordonate și veți găsi în ele ceea ce am spus. Eu în această categorie antivirus am pus Windows 8 și acum vreau să butez de pe acest Windows 8 și acest lucru se va întâmpla după cum vedeți. Îl voi închide și pe acesta și mă voi întoarce la meniul meu. Dacă nu apăsați Tab și săgetuțele de pe tastatură în 10 secunde pentru a lua o decizie în ceea ce privește opțiunile dumneavoastră de a buta, atunci această aplicație dă prioritate hardului și va buta sistemul pe care îl aveți instalat în acel moment pe hard disk. Asta bineînțeles dacă îl aveți. Dacă nu, vă veți trezi cu o eroare că nu găsește sistemul de operare și că nu poate buta.
Bănuiesc că dacă ați făcut această imagine și ați pus-o pe un DVD sau ați pus-o pe un stick, doriți să butați de pe această imagine și atunci nu va trebui să lăsați aplicația să buteze de pe hard. Dacă acest videotutorial vi s-a părut interesant, am rugămintea la dumneavoastră să îl distribuiți, la fel cum ați făcut-o și cu celelalte videotutoriale. Le mulțumesc celor care zi de zi au distribuit videotutorialele mele. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept și la alte videotutoriale.